După ce am terminat descărcarea la Gelder, am intrat din nou pe aplicație și dau depart from location, da? Că acum pot pleca de aici. Se sincronizează. Mă întreabă dacă am terminat și pot pleca, numărul de container și numărul de curs. După care ne întreabă ce am descărcat. Dăm alt și luăm datele de pe CMR și completăm cu numărul de cutii sau paleți, greutate. După care trebuie să completăm cu orele de descărcare. Am ajuns la 10:30. Și am terminat la 12:10. Ok. Confirmăm. Ne întreabă dacă vrem să facem o poză la document. După ce am scanat CMR-ul, bifez OK. Mi-arată din nou CMR-ul și dacă vreau să-l trimit, OK. Mă întreabă dacă vreau să mai fac o poză la alt document, dar alte documente nu avem, sau dacă poza nu a fost bună, putem încerca din nou. Dar nu este cazul. Dăm Send Picture. Tipul documentului pe care îl trimitem este CMR. Ok. Ne întreabă din nou dacă vrem să facem o altă poză. Nu. Se trimit documentele. Și ne apare următoarea comandă. Ce avem de făcut? Trebuie să mergem la Duisburg să lăsăm containerul gol. Bifăm, confirmăm activitatea, ne întreabă dacă suntem siguri. Ok. Și plecăm la Duisburg. Când o să ajungem acolo, dăm Arrival at location. Am pus deja adresa pe GPS. Mai avem 41 de kilometri. În 40 de minute o să ajungem. Până acolo, dispecerul ne va pregăti următoarea comandă. Salutare, suntem în a patra zi pe camion. Ieri am luat containerele de la Moerdijk, pe care le-am dus la Rotterdam, la Qatar, portul Qatar. Acolo a trebuit să urmez o procedură de reverificare, deoarece containerele erau două tancuri de lichide pe care urma să fie încărcate. S-a verificat dacă certificatul de spălare este valabil și nu este expirat. După care am putut lăsa containerele și am plecat în Europort. La portul RVG se ridic un alt container pe care l-am descărcat astăzi în Germania. La RVG a fost necesar să dau un test pentru intrare în port. Prima dată, când veți intra pentru prima dată în port, trebuie să opriți în parcarea portului, mergeți la birouri, predați cardul Cargo Card, care v-am mai spus că este valabil pentru porturile din zona Rotterdam. Vă face identificarea, după care vă va trimite la un calculator pe care trebuie să dați un test.
În fața calculatorului veți urmări un film în limba română sau engleză, germană, franceză, poloneză. Astea sunt limbile pe care le are calculatorul. Urmăriți un film despre activitatea în port și ce trebuie să facă un șofer de la intrare până la ieșirea din port. Veți avea 5 întrebări cu 3 variante de răspuns și trebuie să răspundeți corect la fiecare dintre ele. Întrebările au fost de genul cu ce viteză trebuie să circul prin port, cum trebuie să parchez camionul sub podul rulant, ce trebuie să faci după ce parchezi camionul, că trebuie să mergi în față să îți scanezi cardul și să ții apăsat pe butonul verde pe toată durata manevrei de punere a containerului și ce trebuie să faci la ieșirea din port. După ce ați terminat testul cu succes, veți primi acordul de intrare în port. Precizez din nou că acest test este valabil doar pentru prima intrare. Procedura de intrare în port, din nou aveți în dreptul geamului, la fiecare barieră, câte un calculator, scanați cardul și urmați instrucțiunile afișate pe ecran. Prima dată vă va cere codul TAR de intrare în terminal. Introduceți codul TAR pe calculator, iar calculatorul vă va elibera un tichet pe care este scrisă poziția de unde trebuie să mergeți să ridicați containerul. Intrați în port, circulați cu o viteză de 30 la oră, nu mai mult. Dacă veți fi prins de camerele de supraveghere că mergeți cu viteză, prima dată veți primi un avertisment, iar a doua oară vi se va suspenda dreptul de a intra în port. Veți întâmpina indicatoare cu pozițiile de luare containere. Spre exemplu, de la 10 la 15 în dreapta, de la 15 la 20 înainte. După ce ajungeți la poziția indicată pe etichet, de unde trebuie să ridicați containerul, parcați, aveți două parcări, A sau B. Parcați într-una dintre ele sau în cea care este liberă. Dacă nu este liberă, așteptați și după eliberare puteți parca camionul sub podul rulant. După ce ați parcat, vă dați jos cu cargo cardul la dumneavoastră, mergeți în față la calculator, scanați cardul. Calculatorul vă va întreba dacă ați venit să luați containerul cu numărul, confirmați dacă acesta este corect, vă întreabă dacă mai sunt pasageri în cabină, da sau nu, și vă mai întreabă încă o dată dacă sunteți sigur că șasiul este extins și toate sistemele de prindere deschise pentru așezarea containerului. Confirmați și la această întrebare, după care vă va apărea un mesaj pe calculator care spune: atunci când podul rulant vine cu containerul dumneavoastră, se va aprinde un bec deasupra calculatorului, iar pe toată durata manevrei trebuie să țineți butonul verde apăsat. În caz de erori sau probleme, ridicați mâna de pe buton. Dacă o să vedeți ceva neregulă, containerul este prea apropiat de cabină sau nu vine pe sistemele de prindere, atunci ridicați mâna de pe buton. Podul rulant se va opri. Puteți merge să vizualizați dacă este ceva în neregulă, după care vă întoarceți la calculator și țineți în continuare apăsat butonul verde, iar podul rulant va continua manevra de așezare a containerului. Pe calculator aveți un buton pe care scrie call, unde puteți suna și un angajat al portului vă va oferi sprijinul necesar pentru problema dumneavoastră. După ce
podul rulant vă va așeza corespunzător containerul. Puteți elibera mâna de pe butonul verde, mergeți să vă asigurați containerul cu toate sistemele de prindere, vă notați numărul de sigiliu aflat pe container și luați tarul de pe container. Greutatea containerului gol este notat pe toate containerele, pe ușile de la spate. Apoi vă îndreptați către ieșire, la primul calculator scanați cardul, vă întreabă dacă ați ridicat containerul cu numărul pe care a trebuit să-l ridicați, confirmați, vă întreabă numărul de sigiliu al containerului, îl introduceți, confirmați și urmează să treceți printr-un scanner, scanner care este al vămii. Ați trecut și prin acel scanner, mai urmează un calculator la care scanați din nou cargo cardul, vă vor apărea toate datele despre containerul pe care îl aveți, număr, sigiliu, tar, confirmați că acesta este și puteți ieși. Dacă vama consideră după trecerea prin scanner că trebuie să efectueze un recheck la acel container, veți avea un panou pe partea dreaptă pe care se aprind niște numere. Dacă numărul de înmatriculare al camionului apare pe acel panou, trageți în parcarea din fața, din fața panoului. Așteptați acolo 5-10 minute. Dacă numărul de înmatriculare se va aprinde pe culoarea roșie, înseamnă că un echipaj al vămii va veni pentru reverificare. Dacă numărul de înmatriculare va dispărea de pe panou, atunci puteți pleca. Ăsta a fost portul RVG, Rotterdam. Ne apropiem de Duisburg, mai avem puțin și ajungem, 4 km. Am primit deja un mesaj pe telefon cu o nouă comandă. Vom vedea când ajungem la destinație exact despre ce este vorba. Am ajuns la Duisburg, am lăsat containerul la portul DCT, am avut nevoie de cargo card, am completat un document de lăsare, număr de container și referință, după care mi s-a dat un bon cu poziția unde trebuia lăsat containerul. La birouri era o hartă cu portul și acolo mi-am făcut traseul pe unde trebuie să o iau să ajung la poziția respectivă. Am lăsat containerul, după care am scurtat șasiul pentru a putea merge la bon, de unde trebuie să luăm următorul container pe care trebuie să-l livrăm în Rotterdam. Atunci când vă deplasați dintr-un port într-altul, fără container pe șasiu, trebuie să scurtați șasiul la maxim. Dacă veți fi găsit în trafic de către poliție cu șasiul extins, e posibil să plătiți o amendă între 200 și 300 de euro. Este ora 5:20, am terminat în Bonn, ne îndreptăm către Rotterdam, avem de lăsat containerul în Euromax, Maasvlakte, și așteptăm următoarea comandă pe mâine. Undeva până în ora 7 trebuie să ajung. O să ne parcăm la parcarea rutier, tot din Maasvlakte,
și mâine continuăm munca. După ce am ridicat containerul, dăm depart from location. Dar ne întreabă dacă am ridicat containerul corect. Yes. Trebuie să punem numărul de sigiliu pe care l-am pozat cu celălalt telefon. Da, avem aici. AC 730. De pe spatele containerului 3900. Ok. Acum ne întreabă următoarea mișcare. Mergem către Rotterdam, unde vom lăsa containerul. ECT Euromax. Confirmare activitate. Suntem siguri. Ok. Și am terminat cu aplicația. Când vom ajunge, din nou vom da că am ajuns la locație. După care completăm CMR-ul cu datele pe care le avem în comandă. Cum am spus de fiecare dată, când luați un container, trebuie să completați CMR. Chiar dacă luați un container gol și urmează să mergeți la încărcare, trebuie să completați CMR pentru acel container gol. Altfel, sunteți predispus pentru luarea unei amenzi. Astea sunt regulile. Acum, la containerul pe care l-am luat, vom completa un CMR. Sus începem cu datele portului de unde l-am ridicat. Avem pe interchange de la port numele portului, Aelzeckenhof. Adresa, Hafenstrasse, numărul 1 și codul localității. După aceea, unde trebuie să ajungem cu acest container. Asta avem pe telefon, în comandă, da? Delivery, ECT, Euromax, Terminal, Maasvlakte, Rotterdam. Aici trebuie să completăm cu locul de descărcare și apoi iarăși locul de unde am luat containerul. Deci îl vom lăsa în Rotterdam. Puteți să puneți și prescurtarea țării, NL, și l-am luat din Bonn, Germania. Iar aici trebuie să treceți data de fiecare dată. Data încărcării. Data descărcării poate să fie estimativă, de aceea nu vă o cere. Dar data când ați luat, ați efectuat deja și este data de 11.10.2018. Aici documente anexate la CMR. Noi, acum de această dată, avem documente T1. Deci scriem tipul documentelor pe care l-avem, T1, și trecem numărul pe document. Numărul de document. Îl avem aici, BRN, acesta este numărul pe care o să trec. Tipul de container pe care îl avem este aici și de ridicare, 40 High Cube, 40 HC. Numărul de container
este aici. TKNU. Numărul de sigiliu îl avem și aici pe document. AC73. Natura mărfii. Asta nu știm din documente, nu ne scrie. PT1, doar greutatea. Dar natura mărfii nu scrie. Așa că vom scrie General Goods. Numărul de colete sau paleți, la fel nu știm, dar avem kilogramele. Transportator, Euroloc Trans, numărul de cursă, tot timpul e acesta de sus. Unde a fost întocmit CMR-ul, da? În Bonn, în data de astăzi, 11.10.18. Aici trebuie să scriem firma, numărul de înmatriculare al mașinii și numărul semiremorce. Noi o să trecem doar numărul semiremorce, deoarece cu restul datelor avem o ștampilă și ștampilăm toate filele ca să ne fie mai ușor. Pentru a evita orice probleme, trebuie să scrieți de fiecare dată pe CMR-ul că nu ați asistat la încărcarea mărfii. Atunci șoferul este absolvit de orice vină. Așa trebuie să arate un CMR completat. Euroloc Trans. It's time for you to drive with us.